Mulțumesc, vom intra atunci în dezbatere cu singurul punct pe ordinea de zi. Așa cum vă spuneam, vizează proiectul de hotărâre privind aprobarea nominalizării administratorului provizor la societatea RATV-SA. Proiectul de hotărâre vizează durata pentru desemnarea administratorului pe care ne avem propuși, condițiile dispozițiilor UG 109/2011, ordonanța guvernanței corporative, pentru o perioadă de 4 luni cu posibilitatea prelungirii conform prevederilor legale până la maxim 6 luni. În urma discuțiilor purtate între grupurile în cadrul Consiliului Local, am primit următoarele propuneri nominale și am să le citesc, le veți regăsi și în caseta de vot. Aceste propuneri sunt propuneri comune provenite din partea grupurilor USR Plus și PNL, Marius Chiriac, Ovidiu Paraschivescu, Ilie Laurențiu Nicolae și Geman Marian. Pentru reprezentantul autorității tutelare, din partea domnului primar, am primit propunerea Gabriela Vlad. Având în vedere discuțiile pot de administrativ, vom supune la vot propunerile în ordinea în care au fost primite. Dacă aceste propuneri nu întrunesc majoritatea prevăzută de codul administrativ și anume majoritate simplă, se vor relua propuneri din sală. Vă rog să pregătiți caseta de vot cu propunerile care au fost primite. Mulțumesc! Propunerea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. Vă mulțumesc. Având în vedere faptul că propunerile nominale au fost adoptate de către Consiliul Local, vom lăsa ultimul vot cu proiectul în integralitatea sa, care conține aprobarea nominală, durata mandatului, așa cum v-am zis, și faptul că reprezentanții desemnați de către Consiliul Local pentru aducerea la îndeplinire a acestei votări sunt sunt reprezentanții în adunarea generală a acționarilor, desemnat de către noi cu hotărârea de Consiliu anterioară, respectiv cenzurat Alexandru și Pădurescu Sebastian Gabriel. Doamna Vlad, vă rog să pregătiți și caseta de vot pentru punct în integralitatea sa. Mulțumesc!
Mai avem nevoie de un vot, colegi, vă rog. Proiectul a fost aprobat cu unanimitate de voturi.